Captură record descoperită în portul Constanța Sud Agigea. Aproximativ 1000 de tone de deșeuri au ajuns aici din Germania, urmând a fi preluate de o firmă din Ploiești. 500 de tone de deșeuri care provin din Germania și nu pot fi reciclate au descoperit polițiștii de frontieră doar astăzi. Acestea erau ascunse în 25 de containere care au ajuns în portul Constanța Sud Agigea și urmau să ajungă la o firmă din Prahova care efectuează activități de import în România. Aceste deșeuri sunt aduse în containere din Germania pentru o societate comercială din România, din județul Prahova. În total, până în momentul de față, s-au acumulat aproximativ 1000 de tone de deșeuri, deșeuri care sunt neconforme din punct de vedere al modului de selectare. Sunt deșeuri amestecate, nu sunt deșeuri verzi. Zilele trecute, tot polițiștii de frontieră, în colaborare cu reprezentanții Frontex și inspectorii Gărzii de Mediu, au descoperit tot în portul Constanța Sud Agigea alte 25 de containere încărcate cu deșeuri periculoase, care erau trimise în România din Germania ca deșeuri verzi ce pot fi valorificate. Sunt periculoase prin simplu fapt că ele sunt amestecate, după cum se vede, bucăți de azbest și alte elemente periculoase pe legislația de mediu. Iar aceste deșeuri nu puteau fi valorificate, reciclate într-o instalație din țară autorizată, pentru că sunt amestecate. În numai 3 zile de verificări, oamenii legii au oprit de la intrarea în țară 1000 de tone de deșeuri. Dacă nu se iau măsuri legislative foarte curând, nu o să fie bine deloc pentru noi, pentru că devenim un hub de gunoi, așa cum a fost China până prin 2016, când a închis porțile. Păi depozitarea tonei de gunoi la noi e foarte puțin, 17 euro, 18 euro, oricum, sume infime. În Germania sunt 500 de euro. Ca să elimine deșeurile astea la grupele de deșeuri din Germania ar fi trebuit un minim de 1 milion de euro și la noi cu 30 de mii au rezolvat-o. Polițiștii de frontieră spun că urmează să mai deschidă și alte 40 de containere, majoritatea din Marea Britanie, în care s-ar mai putea ascunde încă cel puțin 800 de tone de deșeuri periculoase. Din ianuarie până în prezent, polițiștii de frontieră și comisarii Gărzii de Mediu au oprit de la intrarea în România peste 2000 de tone de deșeuri care au ajuns în porturile românești de la Marea Neagră. Acestea proveneau din Marea Britanie, Norvegia, Elveția, Germania, Hong Kong, Pakistan, Canada și Australia. Haideți, băiați!